Salut și bine v-am regăsit! Un nou produs în test este un produs de la cei de la iBates și anume iWafter Pineapple Cloud. Un wafter de 5 mm cu aromă de ananas și o culoare destul de interesantă, o culoare clasică în pescuitul crapului, dar nu numai, o culoare ce aduce foarte bine cu cea a porumbului. Dar ce este foarte interesant la acest produs, o să vedeți în următoarele secunde. Un cărlig de 12 de la Preston, dotat cu spin. Nu știu că se poate observa, dar wafterul începe și se eliberează un nor fluo. Care nu face decât să-i crească atractivitatea. Ce îmi place este faptul că acest nor nu se ridică în masa apei, ci este destul de dens și rămâne la nivelul substratului, astfel încât crește atractivitatea nadei, creează un nor în jurul acesteia, iar pe ape poate închise la culoare ape tulburi, nu face decât să crească atractivitatea mumelii de cârlig. Așadar, un plus de atracție acest iWafter Pineapple Cloud. Se vede deja pata fluo din jurul cârligului. Iar deasupra practic amprenta mumelii de cârlig este mult mai mare asupra substratului. Imaginați-vă că un pește poate fi deasupra în masa apei, iar în momentul în care va cerceta substratul, din punct de vedere vizual, o amprentă mult mai mare. Un produs interesant, sper să apară și pe alte nuanțe. De ce nu roz, roșu? Abia aștept să-l încerc și pe baltă. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere.